Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. În atenția dumneavoastră aducem astăzi și câteva proiecte, deloc puține, aș spune, care au fost realizate, mare parte dintre ele și finalizate în municipiul Orăștie. Vorbim aici despre proiecte care depășesc 70 de milioane de euro, bani deloc puțini pentru o comunitate precum cea din Orăștie. Multe primării cred că ar trebui să fie invidioase sau cel puțin ar trebui să se gândească ce se întâmplă aici în Orăștie, ce face administrația locală pentru a putea ajunge la astfel de performanțe. Cred că munca ar trebui să fie secretul în primul și în primul rând și viziunea pe care o au cei care conduc aceste comunități. Discutăm astăzi despre proiecte, despre viziune, dar și despre problemele pe care le întâmpină primarul municipiului Orăștie, domnul Ovidiu Laurențiu Bălan, care astăzi este alături de noi. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am găsit! Proiectele vin cumva așa în paralel și cu probleme de cele mai multe ori și spuneam puțin mai devreme că unii poate ar trebui să fie invidioși sau să fie impulsionați cumva atunci când aud, iată, despre proiecte de peste 70 de milioane de euro. În spatele acestor proiecte cred că este foarte multă muncă. Da, foarte multă muncă, este o echipă. Sigur, niciodată nu ne-am gândit la... și a fost, trebuie să recunosc, o surpriză și pentru mine în momentul în care am început acum, pentru că este o perioadă așa, se apropie o campanie electorală, o perioadă de bilanț și am început să strângem toate aceste date și să le introducem într-un tabel, să vedem cum stăm și care sunt... de fapt realizările noastre în acești ultimi 4 ani. Le-am centralizat și a fost o surpriză chiar și pentru noi să constatăm că atât de multe proiecte și așa sumă mare am reușit mare parte dintre ele să le implementăm. Unele sigur sunt în implementare și în această sumă am trecut și proiecte care le-am finalizat doar acum în cei 4 ani, ele sigur venind dintr-un exercițiu anterior, dar au fost finalizate în acest mandat. Sunt destul de multe proiecte finalizate. Ați depus cei drept și de fiecare dată când am vorbit cu dumneavoastră, am discutat, spuneați că sunteți pregătiți. Chiar dacă nu erau lansate unele axe de finanțare, dumneavoastră aveați deja unele proiecte pregătite pentru a putea să le depuneți. Da, a fost... Nu ați așteptat prea mult. A fost o perioadă foarte bună, cu foarte multe oportunități pentru administrațiile publice locale, iar acolo unde autoritatea publică a fost pregătită, s-a implicat, a avut oameni bine pregătiți, a avut firmele de consultanță, pentru că și ele joacă un rol foarte important în tot acest demers. Sigur, în momentul de față se văd și rezultatele și nu poate să fie decât o bucurie. Până la urmă este munca noastră, este munca pentru care am fost aleși și rezultatele acestea, sigur, vin să completeze și să, de multe ori, să spună eficiența unui primar, dacă a fost bun și sunt proiecte, să știți, în momentul în care candidez pentru un mandat, îți faci un plan, îți faci o strategie, un program, o listă de proiecte cu care încerci să le găsești finanțarea. Eu mă bucur că la Orăștie sunt mai multe proiecte decât cele care ni le-am propus în urmă cu 4 ani, care am reușit să le găsim finanțarea, să găsim sursele de finanțare, pentru că sunt multe surse de finanțare care sunt la dispoziția autorităților publice locale. Sunt aceste fonduri europene care este principala sursă, după care sunt fondurile guvernamentale, fondurile ministerelor și cele de pe bugetele locale. De ce unii pot și alții nu? Asta este greu de spus. Asta, sigur,
Probabil fiecare și dumneavoastră ați împrumutat este... unele idei sau unele strategii, nu neapărat de la primari din județul Hunedoara, poate ați urmărit activitatea și a altor primari atunci când ați pornit în această frumoasă aventură, dar atât de grea, aceea de primar, probabil că ați mai tras cu ochiul și în alte părți. Categoric, categoric. Fac lucrurile acestea, trebuie să recunosc de multe ori, privesc și eu cu invidie la rândul meu spre unele autorități publice locale, recunosc, privesc cele performante. Da, mă uit, de exemplu, foarte atent la evoluția Sebeșului, care este un motor de dezvoltare în zona noastră, la localități care sunt cumva similare, nu sunt reședințe de județ, sunt localități similare, un pic mai mari, dar similare, unde trebuie să avem un obiectiv, să ne apropiem. Sebeșul este un exemplu pentru noi de dezvoltare economică, de motor. Foarte mulți ani, dar acum... Un motor economic. Administrativ, mă uit la Blaj. Îmi place foarte mult Blajul. Îmi place... Este un primar cu multe mandate, un primar care a făcut foarte multe lucruri. Îmi face plăcere și atunci când am ocazia mă duc să văd și totdeauna vin încărcat de acolo și pozitiv, dar și negativ, spunând că și peisagistic este destul exact, de ofertant Blajul. Trebuie să mai depunem eforturi ca să ajungem din urmă. Deci, repet, nu înseamnă... Așadar, împrumutați cumva idei și de la alții. Trebuie să vezi ce fac alții. Nu există că tu le știi pe toate și tu le faci. În politică, uneori cam așa e. Tu le știi pe toate, te pricepi la toate, avem atât de multe exemple, pentru că administrația politică, unii le cam încurcă așa. Există și un pericol, că la un moment dat când începi să crezi și cei din jurul tău, pentru că foarte periculos sunt acei consilieri pe care ai și oamenii care se strâng de-a lungul timpului în jurul tău și care încerc să te facă să crezi că tu ești cel mai bun, nu întotdeauna chiar așa. Deci trebuie să vezi cu alți ochi. Asta le spun și la miniștrii cu care mă întâlnesc. Trebuie să aveți grijă. Cu voi se poate discuta în primele luni în care sunteți voi, cu ideile voastre, cu ce credeți că trebuie făcut și le simțiți lucrurile. După un timp intră în acea rutină, vin acei consilieri care spun ești cel mai bun, le și sugerează așa cam ce să facă și pierd acel contact cu realitatea și de multe ori nu mai sunt atât de bine ancorați și implicați și dispuși să ajute și să sprijine anumite lucruri. Deci nu e prea bine să ne înconjurăm de astfel de oameni, nu, care ne laudă mereu. Nu, asta categoric. Este toxic, vă spun eu. Este toxic să ai niște oameni care să spună tu tot timpul că tu ești cel mai bun, ești cel mai frumos. Lasă că ceilalți nu știu. Noi știm. Da. Așadar, de ce unii pot și alții nu? În condițiile spus, în care există și au existat foarte multe surse de finanțare. Exact, sunt o serie de factori. A fost un tren foarte important și poate printre ultimele așa de asemenea învergură. Da, un tren care trebuia să te urci. Era o competiție în primul rând de a urca în acel tren. Pentru că proiectele erau proiecte competitive, adică primul venit, primul servit, trebuia sigur să îndeplinești acel punctaj minim ca să poți să realizezi proiectele. Sunt și lucruri care nu-mi plac, acum trebuie să spunem și lucrurile care nu-mi plac. Sunt de multe ori consultanți care au accese la anumite tipuri de informații, la anumite cereri de finanțare, iar atunci când sunt aceste apeluri competitive, unii au acel avantaj de a avea dinaintea celor lanți acele cereri de finanțare. Mai multe informații. Mai multe informații, iar tu care ieși cu un birou și cu o autoritate care încerci să fii la fel de competitiv, degeaba lucrezi foarte repede, ai totul pregătit, ai simulările făcute cu o zi înainte, pentru că ne pregătim atunci când depunem proiecte cu o zi înainte. Dacă ei vin cu ele făcute, chiar făcute și completate, adică câmpurile respective care trebuie să le completezi, a lor sunt completate cu o zi înainte. Deci sunt și anumite lucruri pe care eu le-am tras un semnal de alarmă, le-am spus în diferite locuri miniștrilor și am spus că nu este în regulă. Dar până la urmă, sesiunile trecute de proiecte de finanțare europene au fost aceste apeluri competitive
și primul venit, primul servit. Noi lucram noaptea și dimineața, eram fericiți dacă se deschideau seara sau la 12 noaptea. Deci nu a contat lucrurile acestea, că lucrăm peste program, că ne implicăm. Are primarul program? În teorie, nu. Da, are nici în teorie. Munca noastră nu este normată. Adică, vreau să spui că un primar vine la servicii, stă 8 ore și pleacă acasă. Am mai spus niște lucruri. Ca să fii un primar foarte bun, să nu ai de multe ori alte preocupări. Deci trebuie să fii un pic cu mintea limpede, să nu ai societăți, să nu ai... alte probleme, alte gânduri, alte preocupări, alte gânduri. Exact. Trebuie să fii prezent și ca să fii prezent nu înseamnă să fii prezent 5, 6, 7 ore. De multe ori 12 ore, 13, 14 și eu zic acolo, dacă vă uitați și o să analizați structura primarilor performanță, să vedeți că o să descoperiți multă disponibilitate, multă implicare, un primar care stă mult timp și lucrează. O să vedeți, faceți noastră analiză, nu vreau să spun că nu vreau să intru în contradicție cu alții, dar o să vedeți că pentru că ne apropiem de alegeri, se vede structura unui primar care va fi dedicat sau care este dedicat pentru a face lucrurile să funcționeze într-o administrație publică locală. E greu, dar și beneficiile sunt pe măsură, adică ești fericit când vezi că lucrurile se realizează. Ai o bucurie când mergi pe stradă și vezi că, uite, asta le-am făcut, acum mandatul acesta asta o să rămână, o să dăinuie. Am proiecte, cel puțin pe zona centrală, care de fiecare dată când trec, chiar dacă mai sunt anumite comentarii, eu mă gândesc că ele rămân 100 de ani și mă gândesc că poate lumea să-și aducă aminte că pe vremea aia s-au făcut. Sigur, cu aceste oportunități, dacă aș vrea să mă apuc asta, să știți că nu cred că aș mai reuși să le fac toate. Pentru că nu mai sunt acele oportunități, nu mai sunt aceleași prețuri. Deci ce am făcut cu 10 lei, probabil astăzi trebuie să le facem cu 15 lei. Adică au crescut foarte mult și nu știu dacă am mai putea să fim la fel de competitiv. Nu știu dacă am putea să asigurăm acea cofinanțare pentru proiecte, pentru că ele inițiale, da, pentru administrațiile locale se spune că sunt 2% parte de cofinanțare, dar apar tot felul de cheltuieli indirecte, pentru că noi lucrăm în baza unor ghiduri de finanțare și acolo se spune ce tipuri de lucrări sunt eligibile și care primesc finanțarea. În restul lucrărilor complementare pentru implementarea proiectelor sunt cheltuieli neeligibile. Mai mult decât atât, această creștere de prețuri a impus o ajustare, o legislație care a permis ajustarea prețurilor cu rata inflațiilor, lucru care nu era prins în finanțarea inițială. Adică tu aveai 3 lei, tot atât îți dădeau ei. Diferența, ajustările de prețuri care au venit pe parcursul implementării proiectului a trebuit suportate de către administrația publică locală, care prețurile au tot crescut. Deci gândiți-vă cu un studiu de fezabilitate pe care noi îl realizăm astăzi. Și care este obligatoriu? O sursă. Da, este obligatoriu. Exact. Din păcate, dar nu intrăm în detaliu pentru ce cred eu că ar trebui făcut vis-a-vis de aceste studii de fezabilitate. Dar acel studiu de fezabilitate aprobat și asumat de către un consiliu, de către autoritatea publică locală, până la momentul în care vine implementat și ai constructorul și începi efectiv de conturile pentru lucrare, poate să dureze de multe ori 4-5 ani. Vă dați seama că nu mai sunt valabile acele prețuri care au fost inițial aprobate și prinse într-o și asta înseamnă alocare financiară. Un nou studiu de fezabilitate, nu? Nu, înseamnă că trebuie să găsești soluții și guvernul a găsit soluții, acele ajustări de prețuri, ca să aducem prețurile și cu manopera. Au fost creșterile salariale, salariului minim pe ramură, pe diferite domenii și ele se regăsesc în prețul final al investiției. În momentul în care obții finanțarea de la fondurile europene, nu sunt prevăzute aceste creșteri. Deci tu ai o sumă, dar pe parcurs ele cresc și au crescut 20-30% pe fiecare proiect, lucru care n-a fost prins în finanțare. Și a trebuit și să găsiți soluții dumneavoastră din bugetul local. Da,
din bugetul local a trebuit găsite resursele pentru a cofinanța toate aceste proiecte și obiective de investiții, adăugând la proiectele pe care tu le ai, sigur, în implementare de pe bugetul local, că și acelea trebuie să le finanțez. Și deci este o provocare. Zi de zi este, cred că, o provocare, nu? Da, și lucrurile se schimbă, se modifică tot timpul. Haideți să vedem și parte dintre proiectele pe care le-ați realizat. Unele dintre ele se află în implementare acum și aș dori să începem cu Casa de Cultură din Orăștie, Alexandru Grosuță, pentru că și aici au fost făcute lucrări importante. Practic a mai rămas scheletul clădirii, nu? La Casa de Cultură a fost, și câteva imagini. A fost transformat, vezi, partea aceasta din față este, fațada este monument istoric și nu putem sau n-am intervenit în sensul de a a fost reabilitată clădirea. Partea din spate, sala de spectacole, în urma expertizelor pe care le-am realizat, a fost s-a ajuns la concluzia că trebuie demolată. E mai simplu să o demolești și să construiești alta nouă decât să reabilitezi ceva care avea niște fisuri de puteai să introduci practic mâna în acele fisuri. Deci trebuia una exact, solidă. De la fundație erau problemele acelei clădiri. Sigur, odată cu demolarea am și mărit sau am extins-o un pic această sală de spectacole și am adus-o într-un timp în actualitate, pentru că cerințele din zilele noastre sunt diferite față de ceea ce era prins acum 100 de ani când a fost construită clădirea. Avansăm, sigur este un proiect în care lucrăm în continuare, este un proiect etapizat și sperăm ca anul acesta să reușim să-l finalizăm. Eu mi-aș fi dorit foarte mult să-l finalizez la finalele anului trecut, nu a fost posibil, sigur sunt tot felul de probleme care apar de structură, de proiectare și da, încercăm să găsim soluții la toate și să mergem mai departe. Momentan suntem într-un parcurs, într-un grafic, într-un nou grafic și sperăm ca până la finalul anului să finalizăm acest obiectiv de investiții. După aceea, ce vă doriți pentru această clădire, pentru Casa de Cultură? Clădirea se transformă dintr-o casă de cultură într-un centru cultural. Adică vor fi diferite activități, mini-săli, o grădină de vară, o parcare foarte mare pe care am realizat-o pentru cei care vin în această zonă centrală. Sigur, a fost nevoie de achiziții, de terenuri, de clădiri care să le demolăm și să facem posibil realizarea. E destul de generoasă. Da, este o clădire etalon pentru Orăștie, frumoasă, are toate elementele de arhitectură și sigur, la final va fi un punct de referință pentru Orăștie și pentru întreg județul, spun eu. Vor fi doar spectacole, nu știu, de teatru, spectacole, concerte, poate, cum ați gândit să-i dați și o utilitate mai actuală acestui da, an? Nu prea place denumirea aceasta de casă de cultură. Da, este, parcă vine așa din trecut, dar trebuie să fie o zonă de cultură, o zonă de întrunirea comunității locale, o zonă de petrecere a timpului liber, o zonă de activități pentru tinerii din Orăștie, pentru diferite cluburi care... Are nevoie Orăștia de un astfel are de centru? Orăștia este, așa ne place nouă să spunem, capitala culturală a județului Hunedoara și avem nevoie de cultură, avem nevoie de o implicare a tinerilor și de a crea un cadru pentru desfășurarea diferitelor tipuri de activități culturale. Și tocmai de aceea a fost această idee. Sigur, ideea este, dacă este să mă întrebați pe mine când au început, cred că din primul mandat sau în al treilea mandat, de atunci mi-am dorit o modernizare și da, nu îndrăzneam să visez la asemenea proiecte și cu asemenea sume. Ați prins trenul important despre care discutam mai devreme. Da, am prins aceste finanțări,
am mai spus la dumneavoastră în emisiune, am avut o șansă să atrag pentru o răștie dintr-o alocare financiară a unei regiuni peste 50% din fondurile unei regiuni să o atrag la o răștie. Deci este o performanță până la urmă greu de egalat, greu de refăcut acum pe noile exerciții financiare, pentru că acum nu mai este atât de, nu se mai pune accent pe această competiție, se pune accent pe o alocare, o prealocare a sumelor venite din fondurile europene, pentru că eu cred că au observat că unele administrații sunt foarte eficiente și atrag foarte multe surse, nu ne convenea acea competiție, pentru că eram pregătiți și puteam să atragem mulți bani. Acum avem cumva sume prealocate și aici nu mai este atâta de competitivă între administrațiile locale. Până la urmă a fost o bătălie între administrațiile locale în a atrage fondurile. Și eu cred că Orăștia a fost câștigătoare din acest punct de vedere. Rezultatele se văd. Rezultatele se văd. Aș vrea să dau citire. Sigur, mă rog. Este... vin la dumneavoastră în emisiune sau în alte emisiuni și de multe ori vorbesc de două, trei proiecte pe care uit, fiind foarte multe, uit să le amintesc, când plec, sigur, mi-aduc aminte, zic, ce bine ar fi fost să spun de toate. Am să încerc să le parcurg, nu știu, o să dureze puțin până le parcurg pe toate, să dau și stadiu și valorile la care am ajuns și putem face o concluzie la final vis-a-vis de ceea ce s-a realizat și am reușit să facem. Haideți să vedem care sunt proiectele, unele dintre ele finalizate, altele în stadiu de implementare. Așa cum am spus, pornind de la această premisă, sunt proiecte începute de noi, nu neapărat începute în acest mandat, ele au fost începute, ele au fost finalizate în acest mandat și au fost făcute recepțiile pentru ele în această perioadă de 4 ani. Deci începem, așa cum sunt pe partea socială, construcție locuințe sociale și centru educațional cu o valoare, o să dau valoarea în euro, că e mai simplu, 3 milioane de euro, suntem la o etapă aproape finală, lucrăm la exterior, la infrastructură, la alei, la iluminatul pe exterior și mai avem câteva finisaje pentru aceste construcții. Cred că suntem singura administrație care reușim să construim 60 de locuințe sociale în Orăștie pe fonduri europene. Reabilitarea, al doilea proiect, reabilitare, modernizare și dotare cantină socială, strada Gheorghe Lazar, un proiect mai mic, da, de 500, aproape 500 de mii de euro, un proiect finalizat, dat în folosință, benefic pentru comunitatea. Creșterea eficienței energetice, 8 blocuri, 8 proiecte de blocuri, municipiul Orăștie, o valoare peste 2 milioane de euro. Tot așa blocuri, pentru că am împărțit în două, una avea 8 unități, 8 blocuri, una, 2 blocuri, tot un proiect pentru 2 blocuri, așa cum am spus, 571.000 de euro. Construcție și dotare creșe nouă, strada Luminii numărul 10, un proiect de 700.000 de euro. Un proiect finalizat, da? Proiect finalizat, da, acestea vorbim de proiecte finalizate. Extindere, modernizare și dotarea grădiniței cu program prelungit din strada Luncii, un proiect de 500.000 de euro. Sigur, aici am avut o contribuție foarte mare de la bugetul local, cam 50% au contribuție, pentru că am fost pe un standard de cost unde aveam reușit să ne ducem proiectul la bun sfârșit. Un proiect finalizat, dat în folosință. Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic Nicolaus Olahus în municipiul Orăștie. Un proiect de 1.300.000 de euro, un proiect finalizat. Creșterea eficienței energetice a sălii de sport din cadrul Colegiului Național Aurel Vlaicu. Un proiect de aproape 700.000 de euro, un proiect finalizat în momentul de față. Modernizarea ambulatorului integrat de specialitate al Spitalului Municipal din Orăștie prin dotare, echipamente și mobiliare, un proiect de 2 milioane de euro finalizat. Creșterea eficienței energetice a Spitalului Municipal Orăștie, un proiect de 2 milioane jumate de euro. Suntem în stadiu final, urmează să facem recepția. Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu
un proiect de 566.000 de euro, un proiect finalizat. Aș trece, că mai avem câteva proiecte pe... Câteva și este o listă, doamnelor și domnilor, atât de mare pe care o are în față domnul primar. Avem 47 de proiecte și țin să le spun pe toate, pentru că niciodată n-am fost la dumneavoastră, nici sune să le dau citire la toate. Și am vorbit așa, punctual despre câteva. Este mai simplu pentru mine să le citesc, pentru că sunt multe și nu vreau să dau și date mai exact. Dar spuneați că mai sunt câteva și eu am vrut să subliniez faptul că nu sunt chiar câteva, că e lista foarte lungă acolo. Creșterea capacității de gestionare a crizei COVID la Spitalul Municipal Orești, un proiect de 5 milioane de euro, un proiect finalizat, aproape 5 milioane de euro, iar un proiect așa, să văd unde mai avem un proiect pe spital, mai aveam un proiect pe spital, dar o să revenim. Deci, vedeți, doar pentru spital, pentru partea aceasta de spital, peste 10 milioane de euro investiții în Spitalul Municipal Orăștie, proiecte în mare parte finalizate. Deci, să pe nu uităm partea și de spitalul sănătate, din Orăștie deservește practic cam întreaga regiune, zonă, exact. Da, și este un efort financiar foarte mare al administrației publice locale. Sunt unități administrative mai mari decât noi care nu au în gestiune aceste spitale. De exemplu, Deva este în gestiunea Consiliului Județean, ei plătesc toată finanțarea. Noi avem această obligație și morală și pentru zona noastră să investim și să alocăm sume de bani, pentru că, v-am spus, sunt cheltuieli neeligibile, sunt milioane de euro pe care noi trebuie să venim cu partea noastră de cofinanțare pentru aceste proiecte. Trecem la alte proiecte. Amenajarea de spații verzi publice cu acces nelimitat în zona urbană degradată, stadion Mecanica. Un proiect de 2.800.000 de euro finalizat în acest mandat. Este un parc pe 3 hectare cu alei, cu toți locuri de joacă, terenuri de sport, cu totul finalizat în acest mandat pe fonduri europene. Proiect restaurare, consolidare, conservare cetatea Orăștiei. Un proiect de 4.500.000 de euro. Și aici vreau să ne oprim puțin asupra acestui proiect, să vedem și câteva imagini cu cetatea Orăștie, să vadă și cei care ne urmăresc aceste imagini, pentru că în curând vor putea să și viziteze. De la imagine să ajungem la cetatea în zona centrală. Acum Orăștie. Imaginele sunt din zona centrală, vă rog pe colegii noastre să revină la cetate. Da, aici este cetatea Orăștiei, este un obiectiv important pentru noi. Sunt 7 burguri transilvane, acolo unde este stema României, unul dintre cele 6 burguri, 6 cetăți transilvane, este cetatea Orăștiei și ne-am bucurat și am reușit să găsim această sursă de finanțare. Deși, din câte mi-am inteles, și aici ați întâmpinat unele foarte dificultăți. Foarte multe probleme, pentru că a fost un monument de clasă A. Acolo unde este un monument de clasă A, sigur, cercetarea arheologică poate să schimbe foarte mult din proiectarea inițială, pentru că au fost făcute anumite descoperiri și au impus anumite soluții și reavizări, pentru că aici proiectul a fost avizat la Comisia Națională a monumentelor istorice și de fiecare dată când am modificat ceva trebuie să intrăm în Comisia Națională să obținem toate aceste avize. Dar acum lucrurile sunt suntem în linie dreaptă. În linie dreaptă, da, și sperăm să facem recepția într-o lună jumate, două luni, să facem recepția, să finalizăm și cu zonele verzi și cu deci zonele exterioare, de final, cu parcările. Da, 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 au fost făcute și descoperiri importante. Așa cum am spus, am modificat proiectul pe parcurs, multe provocări au fost aici, dar sper să vorbim într-o emisiune exact doar de cetatea Orăștie. Sunt foarte multe lucruri de povestit, foarte multe lucruri de văzut și eu sper ca cei din Orăștie, deși este și apare ca și cetatea Orăștie, eu zic că 70% din populația Orăștiei nu a intrat niciodată în această incintă și va fi o surpriză pentru toată lumea, dar să nu o stricăm acum și să o lăsăm pe mai încolo, peste o lună și ceva, că noi sperăm să facem
recepția și poate să facem... Poate vom face o emisiune chiar acolo, în cetate, domnule. În cetate. Primar. Sper să putem să realizăm acest lucru. Și în exteriorul, sigur, stadiul lucrărilor este puțin mai avansat față de ce aveți dumneavoastră. Da, sunt fotografii puțin mai, da? Mai vechi. Și atunci o să vedeți ceea ce s-a schimbat în această zonă. Restaurare, așa cum am spus, cetatea Orăștie, un proiect de 4 milioane jumate de euro. Realizarea Muzeului Civilizației Dacice este singurul muzeu al, cu acest specific, civilizația dacică. Aveți undeva dacică și romană. Noi mergem pe partea aceasta de daci și fiind acolo o poartă spre cetățile din Munții Orăștiei, ne-am dorit foarte mult acest muzeu și realizarea acestui muzeu. L-am realizat împreună cu Consiliul Județean. Este un proiect comun. Sigur, titularul este Primăria Municipiului Orăștie și... Aici în muzeu vom regăsi și parte dintre descoperirile pe care arheologii le-au făcut în timpul lucrărilor la cetate? Da și nu, pentru că noi ne dorim să aducem exponate originale, dar sigur nu o să le primim chiar toate și atunci să facem multe replici, da, să fie acolo și să putem să le expunem. Avem un proiect expozițional, da, avem un proiect expozițional în momentul de față și sperăm să le reușim să le ducem și să le umplem acest muzeu cu toate vitrinele care sunt acolo și să facem... Mai e de lucru aici? Da, eu sper că și aici cel târziu până în toamnă să fie finalizate toate lucrările și să facem inaugurarea pentru... Lucrările mari au fost realizate. Acum se montează parchet. Ce frumos arată așa în... Dar este o clădire centrală. Aici a fost spitalul vechi al municipiului Orăștie. Sigur, numai cu 40 de ani s-a mutat. Ea a avut diferite funcțiuni. Era o clădire abandonată? Semi-abandonată, fără o funcțiune foarte clară. Am găsit această oportunitate de finanțare și prin fonduri europene și am făcut pe repede înainte și proiectul tot. Fac precizarea că acest muzeu este cumva la marginea cetății Orăștiei, iar cei care vor gestiona administrativ acest muzeu vor, în speță Muzeul Civilizației Dacice, va fi o secție la Orăștia Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva, vor asigura și ghidajul în cetatea Orăștiei. Am și realizat, a și fost la un moment dat o ușe care făcea legătura și care intra în cetatea Orăștiei, iar acum le-am unit cumva și cei care vor faceți un circuit vor realiza acest circuit, da, inclusiv în cetatea Orăștiei, asigurând un ghidaj profesionist până la urmă pentru vizitatorii care vor veni să viziteze muzeul și au posibilitatea să viziteze și această cetate a Orăștiei. Haideți să mergem mai departe cu lista proiectelor, pentru că timpul... Am vorbit despre Casa de Cultură, așa, un proiect de peste 5 milioane de euro, transformarea într-un centru multicultural. Okay. Proiecte de infrastructură, soluții informatice integrale pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației la nivelul municipiului. Sunt aceste proiecte de IT, de transformarea, de digitalizare până la urmă administrațiilor publice locale. Sigur, aici aș vrea să fac un comentariu. De multe ori aceste proiecte sunt foarte benefice, dar legislația trebuie să vină din urmă și să schimbe, pentru că în momentul de față este mult mai greu, pentru că noi trebuie să scanăm toate documentele și lucrăm și în format fizic și în format electronic și până la urmă este o muncă în plus pentru noi. Taurul de coane să spunem ok, un termen, în septembrie nu mai circulă hârtii într-o administrație publică locală. Mergem tot pe digitalizare. Fiecare document care intră în primăria municipiului, știi, acum primește un cod de bare, este scanat, este trecut în registre. Se muncește mai mult, practic. Știm în fiecare moment documentul respectiv, care este circuitul lui, unde se împotmolește, dacă merge, nu merge, dacă este dat răspuns sau nu, la ce departament, cine răspunde de ele. Dar este mult mai greu decât înainte, pentru că atunci lucram doar în format fizic. Acum lucrăm și în format electronic și în format fizic și este mai greu pentru colegii mei
să lucreze. Mai greu, dar la un moment dat cu siguranță va fi mult mai ușor. Trebuie și o decizie politică, lucrurile. O decizie pe lege în care să stopeze odată și pentru totdeauna acest circuitul hârtiilor, și nu? Și acele semnături care sunt pe milioane de documente și îmi pierd zilnic ore în șir numai semnând la documente care cred eu că n-ar trebui să fie atât de importante în momentul de față. Așa, alt proiect, tot de infrastructură, planificarea strategiei teritoriale și soluții integrale pentru simplificarea procedurilor administrației la nivelul municipiului Orăștie. Tot în sensul acesta, un proiect de 700.000 de euro. Alt proiect, creșterea capacității de gestionare, asta ne-am spus la spital, am sărit atunci la spital, modernizarea și extinderea creșterii municipale strada Pricazului pe educație, un proiect de 566.000 de euro, lucrăm la acest obiectiv, canalizare menajeră în sistem gravitațional și cu pompare pe strada Digului, Titulescu, Unirii, Luncii și Pricazului. Mai avem aici, suntem la faza de recepție, tot un proiect de 600, aproape 700.000 de euro. Ranforsare sistem rutier, tot așa, care l-am finalizat acum în acest mandat, un proiect care a fost de o valoare de 450.000 de euro. Construcție grădinițe cu program normal, pe un program PRET, un proiect de 481.000 de euro, un proiect finalizat. Modernizarea stadion mecanica, tribune și teren. Și ne oprim aici pentru câteva momente. Iată, avem și în imagini în premieră, cred, da? Da. Este sunt un proiect difuzate, de un milion, iată, în premieră aceste imagini cu stadionul mecanica. 1.200.000 de euro, un proiect al administrației publice locale. Sigur, am început pe o finanțare. Noi, la nivel de municipiul Orăștie, avem două baze sportive, stadionul Dacia și acest stadion mecanica, care a fost într-o stare avansată de degradare. Vedeți, nocturna, am făcut probele aseară la nocturnă, este, cred că, singurul stadion cu 6 piste de alergare de 1,10 m din cauciuc, realizate în integralitate. V-au întrebat și cei de la Deva, domnule primar, cum ați reușit să faceți aceste piste, că aici la Deva de foarte mulți ani se tot luptă administrația locală să realizeze o dată pentru totdeauna acea pistă de atletism, dar nu au prea reușit. Nu v-au cerut sprijinul? Nu v-au întrebat. Doar întrebam pentru cei care ne urmăresc. Le răspund cu plăcere, dar nu asta era subiectul nostru. Eu vreau să arăt că am reușit și la momentul respectiv, să știți, când am început această pistă de alergare, m-a întrebat proiectantul: domnul primar, chiar vrei aceasta? O să coste enorm de mult, adică de ordinul milioanelor de euro, adică vreo 16 milioane de euro ca să faci ce vrei tu. Să o faci toată din cauciuc, cauciucată, toată turnată din cauciuc de 1,10 m pentru toate competiții, să fie la standarde de competiție. Eu vreau asta la Orăștie și dacă îmi doresc, până la urmă să găsesc și sursa de finanțare și o să o reușesc. Sigur, la momentul respectiv nu aveam niciun ban în bugetul local și doar puteam să sper și să visez la implementarea acestui proiect. Am început proiectul pe bugetul local, am dus până la un anumit punct, până la urmă am reușit să convinc Compania Națională de Investiții să-mi preia execuția lucrărilor și eu sper mai am tribunele de făcut, acele arcade, acoperirea tribunelor. Va fi acoperită tribuna? Da, va fi acoperită. Vedeți, în spate este acel parc, este un complex acolo, deci nu știu cât se vede, dar este un complex pe încă 3 hectare jumate pe un proiect de finanțare europeană, un parc cu alte terenuri, cu alte locuri de joacă, cu alte skate-parcuri, cu alte alei. Practic toată zona. Cu fântână arteziană, cu tot. Deci un proiect pe 4 hectare și ceva. Deci cu o finanțare, am citit o finanțare pe care am avut-o pe acele zone degradate și acele șanse pe care le-am avut să scriem proiectele și să le implementăm, un proiect realizat. Și sper să finalizez și acest proiect în cel mai scurt timp și să redau, primesc zilnic telefoane de la prieteni, de la cunoștințe, prin interpuși, cum putem să ajungem să folosim această
piste de atletism, pe... da, zilnic sunt presiune, sigur, trebuie să fac recepție. Deci după recepție, dați startul, nu? Primul care... primul, nu? Acolo. Da, primul care își dorește sunt eu și îmi doresc, deși aș putea să merg, nu îndrăznesc să mă duc până nu vom face recepția și va avea acces toată lumea la această pistă de alergare. Îmi doresc să o las deschisă seara, să vină tinerii, să socializăm, să dau drumul la o parte din nocturnă, deci să putem alerga. Deci nelimitat, să spunem. Da, sunt și cluburi sportive, să știți, care m-au sunat dacă pot să vină să fac antrenamente la Orăștie pentru atletism. Vor sigur. Putea, dar mai au de așteptat puțin. Da, eu am făcut în principal pentru Orăștie, dar de ce nu? Să acceptăm, pentru că este important să scoatem tinerii din casă, să-i ducem spre aceste locuri și minunate pe care noi le-am creat și le-am pus la dispoziția Haideți lor. Haideți să ne mai spuneți câteva dintre proiecte, pentru că mai avem 5 minute din emisiune. Aoleu, da. alt proiect, construcție de locuințe pentru tineri destinate închirierii specialiști din sănătate, un proiect tot așa ANL pentru locuințe de serviciu în incinta spitalului pentru medici și asistente. Am reluat lucrările și aici și sper că anul acesta să finalizăm lucrările la acest bloc pentru medici. Pentru medici și pentru asistentele medicale care lucrează la Spitalul Municipal din Orăștie. Au destinație de serviciu în curtea spitalului. Acțiuni de conștientizare pentru transparența, consolidarea integrității la nivelul AT Municipiului Orăștie. Proiecte și mai mici, de 83.000 de euro, dar proiecte finalizate. Amenajarea pistei de biciclete pentru deplasări nemotorizate în municipiul Orăștie. Avem două proiecte, unul este în implementare. Sigur, este o problemă aici pe Planul Național de Redresare și Reziliență. Am primit o notificare pentru că ar putea aceste proiecte să ieșe din finanțarea aceea. Guvernul caută o soluție să le introducă pe Compania Națională de Investiții sau pe programul acesta Angel Salini. Deci două piste de biciclete, undeva la 10 km de pistă de biciclete în municipiul Orăștie. Renovarea energetică moderată a Centrului Social Direcția Publică de Asistență Socială din municipiul Orăștie, tot pe Planul Național de Redresare și Reziliență, un proiect de 187.000 de euro. Lucrăm, sperăm ca în toamnă și acest obiectiv de investiții să-l finalizăm. Renovarea energetică moderată a blocurilor de locuințe de pe strada Eroilor, două proiecte, încerc să trec cât mai repede, tot așa, de 1 milion și ceva de euro. Suntem la stadiu de achiziție, lucrări sunt în licitație. Sperăm ca într-o săptămână, două, să finalizăm procedurile de licitație și să începem lucrările. Avem finanțarea, tot ce trebuie. Modernizarea străzi din municipiul Orăștie, un proiect pe Angel Salini, tot așa 2 milioane și ceva de euro. Lucrăm în continuare la obiectivele acestea de investiții și aici, până la sfârșitul anului, vom termina. Încă un proiect de modernizare străzi în municipiul Orăștie pe infrastructură, tot pe Angel Salini, de 1,5 milioane de euro. Creșe mică strada Târgului, pe Compania Națională de Investiții, un proiect de 2.400.000 de euro am pus la dispoziție lângă acel stadion, lângă acel parc, o creșe. Este a treia creșe în municipiul Orăștie la care lucrăm, cred că suntem singura administrație care lucrăm la trei creșe. Una am finalizat-o, una este în execuție, una, sigur, avem ceva probleme pe compania, am reziliat contractul și urmează să facem o expertiză tehnică și să reluăm lucrările. Deci trei creșe în municipiul Orăștie. Așa, dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente TIC a unităților de învățământ preuniversitar în municipiul Orăștie pe Planul Național de Redresare și Reziliență, 1.700.000 de euro. Suntem în proceduri de licitație pentru toate aceste materiale care trebuie să vină. Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar în municipiul Orăștie, un proiect tot pe Planul Național de Redresare și Reziliență, 920.000 de euro, execuție, lucrări, avem desemnat câștigătorul. Construire insule ecologice digitalizate în municipiul Orăștie, tot pe Planul Național de Redresare și Reziliență, 620.000 de euro, suntem la etapa de achiziție, lucrări. Sigur, am avut și acest proiect de casare pe mediu de autovehicule uzate. Proiectul este finalizat.
reabilitare și modernizarea instalațiilor electrice, încă un proiect pe spital care îl căutam, dar nu l-am găsit la momentul respectiv, a Corpului Spital Municipal Orăștie, pe POIM, un proiect de 900.000 de euro. Suntem și aici într-o stadiu avansat, aproape de final, construirea de locuințe pentru tinerii municipiului Orăștie pe planul național de redresare și reziliență, 1,5 milioane de euro. Avem tot așa un proiect. Aici este o problemă, dar nu avem timp astăzi să vorbim, să detaliem de acest program național de redresare și reziliență. Modernizarea stației de tratare din municipiul Orăștie, județul Hunedoara, pe Anghel Salini, un proiect de 4.800.000 de euro. Suntem în etapa de achiziție de lucrări. Biblio HD, un proiect tot pe planul național de redresare pentru bibliotecile din Orăștie. Nu este foarte mare, 10.000 de euro, dar este un proiect 11.000 de euro. Sunt bani pe care ați în execuție, primit până la urmă. Da, instalarea unei capacități de producere, aici este un proiect a energiei electrice la care țin foarte mult, această independență energetică a administrației publice locale, cu o capacitate de 1000 de kW în municipiul Orăștie. Este depus, într-adevăr, acest proiect este singurul din această listă care este depus. Este în lista de așteptare, aștept comunicarea, evaluarea și acum, ca să tragem o concluzie așa de maximum, vorba de 71.000 de milioane de euro, iar dacă este să ne raportăm la populația, la este undeva la 3.800.000 de euro pe locuitor. Este foarte mult, v-aș ruga să întrebați și pe alții să faceți această evaluare, să vedeți cam care este sau care este capacitatea administrației, cât a putut. Noi suntem o administrație nu foarte mare, suntem un municipiu într-adevăr, dar nu suntem foarte mari. Dar faptul că am reușit să atragem această sumă impresionantă pentru administrație locală, gândiți-vă că bugetul local ne-ar fi permis poate în 50 de ani să facem toate aceste investiții sau resursa de pe bugetul local pentru a finanța aceste obiective de investiții ar fi fost undeva la 50 de ani. Deci este o performanță, în spatele ei sunt oameni bine pregătiți, este o echipă care funcționează, o echipă pe care am clădit-o în anii aceștia și cu care am reușit să obținem rezultate foarte bune. Mulțumesc tare mult pentru prezență, pentru toate informațiile pe care le-ați adus în atenția celor care ne urmăresc, a celor din Orăștie, care probabil se întreabă de foarte multe ori oare ce mai face primarul, cu ce proiecte mai vine pentru comunitate și cel mai probabil nu reușiți să le răspundeți față în față tuturor, dar iată că astfel au această posibilitate de a afla exact și care sunt proiectele depuse, unele finalizate, pentru că ați spus în mare parte dintre ele, cred că mai bine de jumătate aici, ce sau aproximativ este cu verde, jumătate, este finalizat, exact, da, sunt finalizate, celelalte urmează să fie implementate și finalizate în perioada următoare. Mult succes aveți în continuare cu toate proiectele pe care le desfășurați și vă așteptăm într-o altă emisiune să discutăm și despre cetate și exact, aveam foarte multe teme pe care aș fi vrut să le discutăm la dumneavoastră în emisiune despre proiectele la care lucrăm, care sunt depuse în diferite stadii la care lucrăm. Deci nu ați încheiat povestea proiectelor aici. Exact, n-am vorbit despre lucrările de reparații la străzi, pentru că sunt milioane de euro și acolo pentru lucrări de reparații pe care administrația locală le are și le implementează. Mi-am notat cetate, străzi, da, și mi-aș fi dorit foarte mult să discutăm și este o temă pe care mi-aș fi dorit să o discut la dumneavoastră în emisiune, poate în emisiunea următoare. Este vorba de aceste contracte pe deșeuri. Este o temă care prea puțin dezbătută și prea ascunsă sub preș, cum o simt eu, de către toate administrațiile și de către cei care ar trebui să vină și să spună mai multe lucruri, pentru că depindem cu toții despre cum vom reuși să gestionăm această problemă a deșeurilor, menajere a deșeurilor inerte, a deșeurilor care se produc la nivelul unei administrații publice locale. Este o temă pe care mi-aș dori să o discut, este o temă importantă pentru tot județul Hunedoara.
și care vreți să spuneți că nu este tratată poate cu atât de multă seriozitate? Am vrut să trag un semnal de alarmă la dumneavoastră în emisiune, pentru că sunt niște decizii care se iau în perioada următoare și ar fi trebuit să fie o dezbatere mult mai intensă, o dezbatere publică despre viitorul acestor deșeuri și despre cum ne vom gestiona în județul Hunedoara aceste deșeuri. În emisiunea următoare, cu siguranță, o să dezbatem acest subiect mai în amănunt, pentru că, într-adevăr, este o problemă generală, cred că în întreaga țară, nu doar în județul Hunedoara sau municipiul Oreștie. Mulțumesc tare mult pentru prezență și vă mai așteptăm în emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!